zona Sărichioi, pe malul lacului Razim, la 30 de kilometri de Tulcea și aproximativ 100 de kilometri de Constanța. Aici trăiesc cei mai mulți ruși lipoveni din județul Tulcea. Tradițiile sunt cele care îi țin uniți pe lipoveni. De aceea participă cu toții la cele mai importante evenimente ale comunității. Recent, o casă mândră a renăscut în satul lor. Este o locuință lipovenească veche de un secol, care a fost restaurată de doi tineri. Motiv de bucurie și petrecere. Cei care au avut ambiția de a pune o casă veche tradițională pe harta turistică românească sunt Alina și Alex Filip. Ea lipoveancă, el un fiu adoptat al satului Sărichioi. Chiar dacă toată lumea le-a spus că va fi greu, tinerii nu s-au lăsat până nu și-au văzut visul cu ochii. Inaugurăm oficial căsuța asta noastră, micuță, dar cu un suflet mare. E o căsuță în care am investit enorm de mult suflet. Cred că am pus pe tavă tot ce am avut noi mai bun. Da. Și sperăm să vă placă. Sperăm să vă placă ce vedeți aici. Noi cumva ne-am dus pe direcția asta tradițională. Am vrut să păstrăm viu spiritul lipovenesc. Știam de la început că nu o să fie ușor. Alex a ținut mărțiș să păstrăm casa veche, ceea ce m-a bucurat. Nu puteam eu să vin să zic că hai să o păstrăm pentru că așa vreau eu, așa simt eu. Am simțit împreună, asta a fost cel mai important. Cred că ne-am depășit noi așteptările, ne-am depășit visele, să zic așa. Când vezi un proiect pe hârtie, este un lucru. Când îl vezi transpus în realitate, capătă contur, culoare și atunci totul este wow. Un an au durat lucrările pentru restaurarea casei. În afară de cei care au realizat acoperișul din stuf, veniți din Jurilovca, toți meșterii au fost oameni din sat. Căsuța este acum punctul de atracție al localității. E deja un motiv de mândrie, fiindcă toată lumea s-a aștepta să culcăm la pământ, să ne construim o pensiune sau o casă modernă în care să locuim. Și pe măsură ce proiectul avansa și-au dat seama că stai un pic, că aici chiar va fi un mic reper al satului. Asta unul la mână și doi la mână, eu cred că chiar e un reper pe arhitectura tradițională, nu doar dobrogeană, ci și chiar românească. Da? Simt că românii încep să se întoarcă la tradiții, ceea ce e un lucru foarte bun și nu mă refer foarte mult la tineret. Eu simt o mișcare. Tineretul se duce către zona rurală, către zona tradițională și încearcă să se documenteze despre istoria locului și să conserve și să pună în valoare lucrurile astea. Dar da, eu cred că există potențial foarte mult. Simt că o să lăsăm ceva bun și frumos în urma noastră. Cred că asta e cea mai mare bucurie. Prin tot ceea ce fac, cei doi tineri promovează Comorile Dobrogei, o regiune pe care orice român ar trebui să o viziteze măcar o dată în viață.